Vă pup, haita mea! Al vostru lup, întotdeauna cu inima caldă, vă primește pe vlogul lui și vă urează vizionare plăcută. Am decalat puțin programul, ce înseamnă asta? Normal, mi-am făcut așa o schemă. Schemă pe care o să o urmez de săptămâna asta începând sau săptămâna viitoare. Adică de mâine o să pun în funcțiune schema asta. Fiți atenți, luni vă dau cu sala cu astea. Marți sau miercuri, vă dau parfumul, review la un parfum, duminică vă dau poveste. Vineri fac daily vlog în care includ și pariurile pe vineri, sâmbătă, duminică, ce o să le pun. Fiindcă am văzut că foarte multă lume e curioasă, îmi cere pronosticuri, îmi cere, nu știu dacă neapărat sfaturi, cât și consultanță cu ceea ce pun eu. Și așa o să fac coconașul. Deci ca să recuperez ziua de ieri, v-am rămas dator cu poveste. Am terminat cu blonda, m-am despărțit de ea, bineînțeles, în timpul în care am pus punct. Am ieșit la distracții, nu știu ce. Am mai avut interacțiuni cu ea, adică ea mai, tot mai trăgea din mine, mai voia să rămânem iară prieten cu beneficii sau ceva. Eu n-am mai vrut, fiindcă așa a fost să fie, m-am enervat foarte tare. Și cum am zis, tot ies. Aveam o colegă, nu era în clasă cu mine, eu eram în C și ea era în altă grupă. Nu precizez nici grupa, nici nimic. Foarte frumoasă. Deci când zic frumoasă, așa, talie mică, slăbuță, cu sâni mari, știți? Buze, faine, ochi, faine. Deci foarte. Atâta tot că fata se învârtea în lumea bună a Clujului, cum ar veni, adică era de viață, ieșea să distrasă ăsta. Și eu știam treaba asta. Dată fiind situația, vă dați seama, nu m-am îmbrăcat de firmă, era pe clasa 10 și în vremurile alea să ai tu haine de firmă și discoer și știu eu, era ceva, mă clar pe tine. No, în curte tot ne căutam cu privirea, dar așa vreau să vă zic că era foarte șmecherită fata. Cum umbla, știți, cu restul, cu ăștia mai mari. Era șmecherită de șmecheră. No, încercam eu să ăsta, hi-hi-ha-ha, din scurt și mă repezea. Zicea, nii, mă. Știți, nu stătea la vrăjoală cu mine. A, pe nu-i bai. Bă, candidat să se întâmple, tot se întâmplă. Da, cu o condiție să plusezi și tu de fiecare dată. Că dacă e să fie, o să fie. Fiți atenți. Deci eu cred că n-am umblat mai mult după o fată cum am umblat după ea. Și văzut cu mâna pe inimă și fără nicio rușine. Mă duc la acolo, la manele. În timpul ăsta, v-am zis, tot o căutam. Deci îi dădeam semne că îmi place ideea. Și asta puteți să băgați la cap cei care, știu eu, să luați cei mai buni din ceea ce vă povestesc eu, cei care caută să intre într-o relație cu o persoană sau caută să aibă ceva cu o fată sau la manele, cum v-am zis, deci fata asta, după aia am aflat, ei îi era de ajuns să bea un pahar de vin, că era deja în stare de euforie. Deci bea un pahar de vin și degeaba mai bea 5 pe lângă, că nu o lovea mai tare al cincilea par, era tot o stare aia după primul par. Știți ce vreau să zic? Fata, așa să vă gândiți, eu ce am rămas șocat, că învăța foarte, foarte bine la școală. Deci era printre cele mai bune, cu toate că lipsea nopțile, lipsea de la școală destul de des, fiindcă mergea să distrasă ăsta ce făcea, dar când era cu școala și ăsta, ea învăța într-o zi cât învățau alții în 5 zile. Frumoasă și deșteaptă fată. Mă duc la lăutari, o văd și pe acolo. Bang, bang, dansuri, nu știu ce. Ea era deja în stare de euforie. Încă nici acum, uite, avea o vestuță de blană. Făcea cu vesta, bang, bang, și m-a sărutat. Am sărutat-o, am continuat să dansez și după aia s-o tira de acolo. Deci fără să stai, o dispărut. Fai. Mă întâlnesc zilele viitoare cu ea la școală, nu mă râdea. Nu stătea la discuții cu mine, cu
râdea și fugea. Să cânim, ăsta e nebună, sunt la picior. Deja din momentul ăla am știut. Nu-i loc să o prind la școală sau să o chem hai tu la suc. Trebuie să o prind la o ieșire seara, o prind și acolo o iau, o duc și după aia o să decurgă totul cum trebuie. Iar nu mă băgam seama la școală, mai o vedeam că vine cu, își găsea câte un iubit, îl aducea la școală. Fai. Ăia nervi când îi vedeam că vinea la el la școală. Adică nervi. Așa, fuii mei. Ea se uita la mine, râdea. Că știa că îmi place de ea. Adică știa că îi place la toată lumea de ea, știți? Și într-o, nu mai știu ce era, era așa mai către iarnă. Face cineva o petrecere la ceva neam de-a lui, la casă. O chema, deci foarte mulți am fost. No, și mie cum îmi place să mă implic așa, am bagaz, bă, hai că vin să te ajut cu organizarea, să pui luminile, să pui boxele, astea. Deci e bine. Am fost eu cu încă câțiva, am pus tătătăt acolo, fiți atenți. Mă, eu n-am mai băut așa, zic, nu mi s-a mai întâmplat ce mi s-a întâmplat acolo. Era ora, am ajuns până la ora 9, până la 9:30 am terminat de aranjat și auziți. Eu până la 10:30-11, eram pe canapea, era o singură canapea acolo și restul era Ringu și Ringu, camera mare, cum ar veni și mesele de, cu băutură cu astea. Dar era destul de spațios, nu mai știu dacă era garaj sau ce era acolo, era foarte mare. Eu la 9 am ajuns, la ora 10:30-11 eram hands pe canapea. Deci așa mi-o dat vodka. Eu n-aveam stil să beau ca și nebunii să nu cunosc și nici nu era lume, știți? Bă, mi-o dat vodka în cap, buf, i-am luat somn, mi s-o tăia filmul. Și auziți, mă trezesc pe la 2-3 dimineața și când mă trezesc, auziți lângă cine mă trezesc? Lângă asta. Deschid ochii, mă uit la ea și acolo, hands lângă mine, doar. Nu-mi vine să cred că m-am trezit că era ceva scandal. Nii, mă, am zis, m-am frecat la ochi. Tu ești, dar ea dormea. Fai, scandal, nu, să o iau, era pălăsată pe mine, nu știu ce să fac, mă ridic să aplanez, că eu tot timpul am fost cu aplanatul scandalului. Să aplanez scandalul, stau soțul, dar ce să stau, că e mortă, adică mortă, era, cum era așa, o luat-o somnul de amețală. Nu, m-am dus să aplanez scandalul, să nu se bată ăștia, că era ceva prieten de-a meu cu ceva prieten care era, nu era de vârstă cu noi, o veni prin cineva și ăla, nu, să aplanez. Se trezește și asta, zic, hai să mergem de aici, că deja s-o spart petrecerea. Nu, îl iau pe cămă, cred că îl iau cu mine, nu mai știu dacă cămă sau nu mai știu cine a fost. Fata asta și încă o prietină de ei. Fata asta o sta pe bancheta din spate, din față, la taxi, eu pe aia din spate, auziți? Îi zice asta la taximetrist, pune niște manele. Ăla tânăr, avea, bani, o schimbat, că CD-ul avea. O schimbat CD-ul. O da pe manele, auză, din față se întindea și mă săruta pe mine în spate. Am oprit. Mai avem un ceva club. Pe o dată ce am ajuns acolo, s-o întâlnit cu de-aia. Eu pe idiu ce să fac, eu să o iau de la aia mari. N-am avut ce face, s-o băia printre aia mari. Eu m-am enervat, m-am dus acasă. No, după noaptea aia, iar la școală, nu știu dacă... Ca și cum i-ar fi fost rușine că era amețită și m-o săruta și la școală numai hi-hi-hi și se tira, știți? Nu, nu-i bai. Că i-am luat numărul atunci și de fiecare dată când ieșeam afară, în centru, vineri sau sâmbătă, îi scriam, ce faci? Era când nu-mi răspundea tătă noaptea, era când îmi răspundea bine, să aici, ba, și nu mai continua. Îi ziceam, vii, îi zicea nu. Ești fără să vă mint, cred că vreo 2 luni și ceva, e weekend, ce faci, o sunam, mesaj. Pot să spun că eram, dar nu știu, nu neapărat disperat. Că nu eram eu, hai, știi? Hai să văd ce face, bani, că în timpul ăsta eu mai am și cu altele. Hai să văd ce face. Și tot așa, hai să văd ce face, ce ziceți că într-o seară eram acolo la manele, la Alegria. Vineri, era așa mai pustiu. Cu Paul Broscoi eram. Paul, dacă te uiți,
Cu Paul Broscoi. Și dau mesaj, ce faci? Zice, da, bine, nu știu unde. Hai, aici la manele. Zice, bine, hai că acum vin. Deci mie nu mi-a venit să cred. Am zis, nimă. Vine, zic, dă mesaj ca să îi știam pe băieții de la poartă să ies după tine să nu mai plătești intrare. Bă, pe clasa 10 a fost asta. Îmi dă mesaj, ies după aia, când am văzut, era în bluș de aia, așa, cu model de ăsta rupt. Stare de euforie, parcă și am văd, o pincuță avea, maron picioare. Am dus-o înăuntru, nu știu ce, am dansat un pic și am zis, pe aia că nu-i lume, hai să merem de aici. Merem să bem ceva la mine. Și zice, unde e la tine, acasă? Zic, nu, că am eu apartament. Auzi ce apartament avem? Alu bunică mea, avem cheile, dar era plecată la țară. Zic, Paul, ai, te rog, du-mă cu mașina. Ăsta auzi, ai, tu, că nu îmi bagi alcoolistele în mașină. Tași, mă, că umblu de mult după aia, nu fi bolund. Bă, nu, el tot așa zicea, nu să mă dispere. Nu, mă, că vomită prima. Bă, tu ești bolund, că nu vomită. O iau, mergem, ne lasă, ne dăm jos din mașină, banc, și o duc la mine sus la bunică. Mă, vreau să vă zic, am băgat-o înăuntru, bag, am închis ușa, n-avem nimica de băut, i-am zis că am acolo de băut șampanie, dar eu deja am dat-o ca să o impresionez, știți? Adică am vrut să, ca și cum să zic, că eu unde mă duc la șampanie, adică mă gândeam că oricum ea asta avea de la ăștia mari cu care umblă, știți? Și-o n-avem. Am dus-o prostez și aia. Am dus-o, am pus-o în pat și am sărutat-o. No, așa să știți. Așa poziții ce-am aplicat cu ea. Păi ea în genul și nu vreau să vi le arăt acum. O zis, ar trebui să facem asta mai des. No, când am auzit că ar trebui să facem asta mai des. Mi-am mușcat de ăla, am zis cum sunt. Deci foarte bine m-am simțit cu ea. O fată, domne și ferește. De acolo sunt pe cineva, hai că suntem aici, zic, no, hai să mergem acolo. Ne-am dus, am stat acolo de-am băut, ce-am făcut. Așa să știți că toată lumea era după ea. Căutasă ăsta, dar asta nu se lăsa, era bandită, era, îi făcea. Bun, trece ziua, am dormit acolo la ăla la care am, la aia sau la ăla, mă știu, la cine a fost Bayramul, la cine soțul. Am dormit acolo, ba, mi-am trezit, am pupat-o, aia sau ăsta. Dar noi n-am rămas că suntem împreună. Am dus-o acasă că stătea lângă mine. Și tot așa la școală, nu ne afișam noi la școală, adică era un pic de flirt de ăsta ce nu știa lumea. Știți? Ne uitam, nu mai râdeam. Ca mai apoi după aia să o dau, a început să o dai în gelozii, dar ajung și acolo. Și fiți atenți, din petrecere în petrecere, din distracție în distracție, nu mai știu ce a fost, de tot așa. O sunam, hai. Da, am văzut și la film, deci eu am luat-o nu ca să-mi bag joc de ea. Mie niciodată nu mi-a plăcut să-mi bag joc de femei, să zic că bă, ăsta nu mă folosește. Am vrut să-i dau o total altă perspectivă despre mine, știți? Că eu mă gândeam, bă, asta e obișnuită numai cu de aia ce ai tu, sau știți? Am vrut să-i dau o altă perspectivă, o scoteam la film, o ducem de mâncam împreună. Cu tătii că lumea zice că bă, te afișez cu... Toată lumea zice, bă, te afișezi cu aia, dar toată lumea era disperat după aia, știți? Că de obicei așa e. Vulpea când ajunge la struguri zice că sacri. Așa și prietenii sau cunoștințele. E umbli cu una bună, faină sau știu eu, îți zice, bă, umbli cu aia. Dar mintea lui ar vrea să umble și el cu aia. Mintea lui ar vrea să o fircălească pe aia. Tot așa vine ceva, nu mai știu ziua cui a fost. Vreo trizele tot, vineam acasă, făceam duș, mă duceam. Ea la fel, bang, bang, că nu puteam să lipsă zile cu zile de acasă, fără să trecă, atâta capul face tata. Și acolo, auză-ți fază. Mă, ne strângeam, erau faine, mă, chefurile aia, ne strângeam cât e 10-15, beiam, domnii feri cât râdeam, e așa ceva n-ați mai văzut. Parcă eram în excursie, tăți dormeau pe jos, pe unde apucau, și auză-ți, era o cameră,
Avea apartament cu 3 camere, camera mare, mică și încă una. În aia, în dormitor, dormea ăla cu era cu pretina lui, bineînțeles, și restul ne împrășteam. Eu am zis din start, bă, eu iau cam patul din camera aia, camera mică. Am uitat să vă zic, era roșcată fata. Nu, noi, băi. Dormeam, doi pretini dormeau pe jos, o fată lângă ei și eu cu mademoiselle în pat, cu Husena, așa îi ziceam Husena. Mă, alea iubiri ce ne-am dat. Deci nu exagerez, eu stăteam așa pe o dungă, e aici, bang, bang, și de jos îmi dădea ăla pumne în spate. Stai cu minte să dormim. Foarte faine amintiri. Eu făcut perina, că avea perina albă. Roșu. De la vopsea cum o transpirat. Tot ăsta. Că eu mai... Ia să vârcolacul din mine, că nu lup, că vârcolacul turbez în asemenea momente. Mă, și de acolo am început să văd că mi-am dat seama că am început să aibă sentimente. Cum mi-am dat seama, fiți atenți. O trecut ziua, nu știu ce am dormit, ne-am dus să facem de mâncare, să fac eu, că mie place să fac de mâncare. Am pus paste la fiert, să fac paste și fiți atenți, o vini căprița pe vârfuri, că și-o am o văd. Bang, bang, pe vârfuri, nu m-a zâmbea, gândiți că era și... Nu, Doamne, e fer cu ea. O veni și m-a pupat așa de aici. Știți? Dar fără motiv. Atunci am știut. E gata. Mă, și mie mi-era dragă. Deci, Doamne, e fer ce dragă mi-era. Că era șmecheră și bandit. Am zis, e gata.